Astăzi în jurul orei 14 și 30 de minute, cred, 2 jumate, ceva de genul ăsta, erau clienții, chiar era un client în partea cealaltă a biroului și s-a auzit o vârnitură. Dar n-am cum să povestesc, să le dau un cuvinte. Și o sperietură foarte mare, clientul, nu vă mai zic ce senzație a avut. Chiar săracul era la un moment dat, spunea că, domnule, ai nevoie de martor la proces în stat, nu e vorba de când dat, nici bine că suntem sănătoși. Și după aceea am ieșit afară, am văzut ce daune erau, m-am zis la telefon să sun asiguratorul. Am sunat și în timp ce vorbeam la telefon de față cu el în telefon... Este asigurat. Da, 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 este asigurat. În timp ce anunțam dauna, a fost buvnitoarea finală, să spunem așa, când a căzut practic tot ce era mai important. Ținând cont de faptul că e vorba de structură de rezistență și cu tot ce fi pe aici, nu știu, 200-300 de milioane. A cui considerați că este vina? Nu știu, n-aș vrea să dau vina neapărat, dar haideți să punem lucrurile pe nume. Odată ce faci o construcție, trebuie să o gândești, nu o gândești mai când e soare. Că nu e o zonă în care să știm că e numai soare sau numai ploaie sau e zăpadă, se poate aduna. Problema e că eu, de exemplu, când fac construcții, eu ca și ordonator de construcție, să zicem proprietarul, n-am de unde să știu proiectantul, cel care a dat aprobările, dacă există aprobare pentru așa ceva. Pentru că marea problemă e dacă această construcție este autorizată. Și gândiți-vă la altceva. E unul din spațiile care are deasupra acoperișuri. Câte sunt și țurțurii cât sunt, mă întreb cine și cum a dat. Și nu le verifică nimeni. Deci, bun, e un caz, sunt două, nu e prima dată. Și e un caz foarte grav, într-adevăr, dar sper să, Doamne ajută, să nu mai fie și altele. Ce veți face acum? Nu știu, clar, îl voi da în judecată pe proprietar, pentru că măcar din punct de vedere civic putea să-mi răspundă normal pe stradă. Dar a întors spatele și a zis că nu-l interesează. Nu e ok, nu e un răspuns de un om normal. Atâta timp cât e construcția mea, îmi asum responsabilitatea. Și e logic să încerc să fac ceva, când vedeam că deja stă să cadă acolo. Nici nu l-a interesat. Cu activitatea economică? Activitatea economică trebuie să închidem. Până vom reface tot. Și asta, din câte am înțeles, 3 săptămâni. Clienți, pierderi și așa mai departe. Asta e. Cine credeți că se face vinovat și cine ar trebui să plătească daună? După mine, natura. Nu, vă să așteptați că se aprinde, că are o perioadă de câteva secunde. Asta e că... Teoretic, conform legii, s-ar spune că asociația răspunde de buna funcționare, dar, după câte știu eu, acum a fost o situație care n-a mai fost la îndemâna asociației, adică cine se putea urca acolo fără să cadă?